Apăs F5 cu el în mână. Oh my god! What the fuck is this, guys? Kappa? What? What is Kappa? De la ce vine? Oare vine de la Colpir? Oameni buni, bine v-am găsit la un nou episod cu Minecraft! De data aceasta, din nou, nici nu a trecut o săptămână, cred că domnul Denis TMS avea pregătită mapa quest-ul lui Colpir partea 3-a. Sper că ați văzut quest-ul lui Colpir partea 2-a. Dacă nu, o să vă las un i pe ecran ca să vedeți acolo, în partea dreaptă sus. Și da, poate vă las și la sfârșitul videoclipului să vă uitați la ăla ca să înțelegeți mai bine. Bun, aparent avem textura aia veche, că suntem pe 1.13.2. Avem un cap aici. Și ce mai avem, frate? Avem niște butoane, imediat le apăs, dar vreau să vă zic o chestie. Oameni buni, mulțumesc, în primul rând, mulțumesc că domnule Denis Tămăsă că îmi trimiți mape de astea, că sunt fix într-un timp în care nu prea am Minecraft să postez, adică dacă stați să vă gândiți, Brasel Haiduciilor este în așteptare pentru 1.14.1, Survival cu Colpiri este tot așa puțin în așteptare ca să facem chestii noi pentru 1.14.1 și a venit Denis Tămăsă cu două mape de astea frumoase. Și mulțumesc. Și Planet Coaster, oameni buni, uitați-vă și la Planet Coaster. Dar mă rog, eu chiar sunt foarte bucuros că a venit aici Denis Tomas și mi-a dat o mapă de-a lui. Și acum hai să apăsăm, hai să vedem. Fără game mode, creative, survival, spectator, have fun, joacă mapa până la final. Final. Pentru abonați, faceți ce vreți. Ce pana mea, exact. Dacă vreți, dați like, dacă nu, nu. Așa, și aici ce avem? Salut, sunt Denis Tumăsă și am 13 ani. O, da. Păi să trebuie să mergi jos din turn și să mergi pe drum. Ok, bun. Vei ajunge la un sat. Păi să doi, explorează tot satul. Ce se poate... explorează tot ce se poate. Mă scuz, da. Bun. Ce voiam să vă zic, oameni buni? Ultima dată i-am pus canalul în descriere. Și sper că v-ați dus și voi să vă uitați pe acolo. Am văzut că face ceva treabă. Am văzut că face și cu Minecraft, face și un fel de vlog, ceva, deci puteți, o să vă las în descriere iarăși acolo, drumul e acolo, bun. Oh, detalii frumoase la drum, frumos, îmi place coș dirt-ul, drăguț, drăguț. Chiar că pe Survival Colpir ar trebui să fac și eu drum de genul ăsta, dacă stau să mă gândesc, e mai ușor de făcut, că eu am început să fac mult mai multe chestii. Aha, deci ăsta este satul, e așa ca un fel de priveliște aici. That's nice. Hai să vedem ce sat a făcut domnul Denis Tămăsă. Sunt foarte curios. Bine, nu știu dacă l-a făcut el, dar vom vedea. Imediat judecăm. Bă, îmi place, frate. Îmi place să mai joc și mape de-astea. Hei, ce scuburile alea? What is this? Mapa pentru colpiri. Yes. Mapa creată de Denis Tămăsă. Yes. Ar trebui să se vadă capul. Sunt pe 1.13.2, da? Da, frate, sunt pe 1.13.2. Bun. Ah, da, nu-mi plac texturile astea, m-am obișnuit așa de tare cu celelalte texturi. Ce-i asta? Mi-e frică! Du-te la moara orașului. Hai să vedem moara orașului fix aici la intrare. Ce mă bucur eu că este aici. Interesantă moară. Hai să vedem. Eu n-am făcut niciodată o moară în Minecraft, sincer să vă zic. Poate ar trebui să fac cândva. Moara orașului. Uite, dacă punei... asta, cu una mai în spate. Ce avea? Ce avea, măi, omule, măi, omule? Hey, what's going on, guy? Salut, Colpir, quest-ul meu este să faci quest-ul lui Denis TMS. Wow. Dacă nu-l găsești, dacă nu-i găsești casa, du-te la X21, Y170. Bine, boy! Să presupun că găsesc casa, care de obicei o casă cu troll face și toate alea. Eu am văzut niște cai acolo, o căruță asta, aia? Asta este o căruță? Damn, boy! Look at this! Închiriere căruță, 10 minute 20 de lei, o zi 100 de lei. Zici că e sanealul Moș Crăciun. Pus, am făcut un joc de cuvinte. Cai, căi. Ok, I got it, am înțeles. Ce asta, biserica? Bă, să știi că eu adăugat ceva decât biserica naturală, arată mai șmecher aia. Biserica moara de vânt și închiriere căruțe, tarabe,
Călării de ponei tot în față. Călării de ponei tot în față. Bun, băi, dar hai să căutăm casa lui Denis Tămâsă totuși, nu? Hai să vedem cât de lung o să fie quest-ul ăsta. Bă, arată mult mai fain decât ultima. Măcar nu este pe super flat. Apreciem. What is this troll doing here? Foarte interesant. Am băut și o gură de cafea, oameni buni. Sper că mă iertați. Bă. Auleu. Bă, culpire, bă. Hai să ne uităm. Cât o zis? X21 Z170. Mă gândesc că e aia, nu știu de ce. Așa presimt eu. Așa presimt eu. X21, da, clar, 100% e acolo. Mamă, câtă verdeață este aici. Bun, hai să mergem direct acolo. Ce să ne mai chinuim atâta, oameni buni? Hâț, Johnule, hâț. Bun. Aha, very interesting here. Cred că asta e casa, dacă nu mă înșel. Bă, s-ar putea să nu fie asta casa. Nu e asta casa, ești prost? X21, Z170. Păi 21. În ce parte crește? Aha, pe acolo, bine, bossule. Poți să not? Da, că stăm pe 1.13.2, yes. Unde dracu e casa lui? Au zis că X21 și celălalt. A, 170. Cred că pe aici, oameni buni. Băi, ce droguri a făcut bossul ăsta, bă? Că eu nu mai înțeleg. Ăsta duce în cur, înseamnă că ăsta trebuie să fie. Că văd că are și cărări, știi? Care ar trebui să ajute puțin acolo. Bă, dar de departe stă Denis Tămâsă, nu poate să te ieși el în oraș? Oh, really? Serios? Chiar asta era casa? Mă așteptam să fie ceva mai extravagant, un cap de troll, o treabă. El a pus o casă normală. Eu stau să mă gândesc că ăla trebuia să fie capul lui, că eu nu înțeleg de ce nu se vede cap. Mă gândeam că e capul lui din Minecraft asta. Emerald, hai să vedem ce zice. Cred că el e acolo. Cred că o dau fail aici, dar mă rog. Hello! Știu că ți-am cerut ultima dată să-mi cumperi ceva, dar te rog, du-te la tarabele de la capătul orașului. Eu sunt foarte răcit. Hapciu! Așa, bun. Și au zis colpir, bine, bossule, hai să-i luăm aici toate emeraldele. Hai să vedem ce listă ne dă domnul Denis Tămâsă. Și probabil acolo îi lăsăm itemele. Să-l ajutăm pe Denis Tămâsă. O sticlă de apă, o pâine, o apă vrăjită pentru răceală. Atât. Patru atât. Nu știu dacă o să găsesc atât, dar o să caut. Aha, asta e ferma lui Denis Tămâsă. Bun. O zis să mă duc la farmacie. Hello, știu că... Du-te la tarabele. Tarabele. Ok, ok. Tarabe. Where are you, tarabe? Aha, tarabe acolo la domnul troll. Ei, hey, salutare domnul troll. Mă bucur că face chestii de genul acesta, că pot să fac un thumbnail foarte frumos cu ele. Thank you. Apă, 1 emerald. Nu, nu vreau, du-te dracu. Apă, 1 emerald. Dar nu vreau apă. Deci bossul a zis așa. O sticlă de apă. Ah, deci vrea apă. Scuze, îți dau apă. Cum îți dau apă? Uite, știi ceva? Uite, îți dau aici un emerald. Și iau și eu apa asta. Mulțumesc! După, dacă stau să mă gândesc că o zi ceva de o pâine, o apă vrăjită și atâta. Așa, apă vrăjită, dar nu știu unde... Asta e melon. Asta e Nutella, dar pâine? Pâine? Unde este pâinea? Aha, pe aici avem pe la vrăjitori ăștia. Apă vrăjită, 3 emeralde. Bă, gamie, na mă, 3 emeralde, dăm cu aceasta. Și n-aș și că vreau să iau și pâine. Mulțumesc. Uite mă, apă de aia de dragon. Denis Tămâsă în timpul liber e dragon. Hai să vedem mai departe. Iarăși mă rătăcesc să-mi bat piciorul.
Bă, dar mă enervează texturile astea, parcă mi-amintește așa de tare de Minecraft-ul vechi, mă deranjează puțin. Salut! Denis, trebuie să poftim aici. Dar atât n-am găsit. Bun. Și acum? Ce facem acum? Boss, what we do now? Nu trebuia să-mi apară următorul quest? Dacă apăsăm pe asta, da, asta trebuia să se întâmple. Bă, Denis, te-am lăudat ultima dată așa de mult că ai făcut comenzile cum trebuie și nu trebuie să fac de astea. Și acum ce faci, mă, la quest-ul Colpier 3 dai așa în bară, bă, nu-i nicio problemă. Quest, du-te la Andrei Fieraru. Andrei Fieraru a fost și în prima mapă. Da, mi-amintesc de Andrei Fieraru. Foarte, foarte șmecher. Și unde e fierăria acum, dacă stai să te gândești? Băi, vreau să mă dau și eu cu ponei ăștia, cu căruța, că nu m-am dat în viața mea căruța. Da, sincer, nu m-am dat niciodată. Aș fi vrut. N-am avut ocazia. Ăștia-s ponei. Călărit de ponei. 10 lei copii. 3, 18 ani. 20 de lei adulți. Bă, gamiaș, de ce, bă, de ce? Asta e discriminare. Interesant copac. Foarte... Interesting. Unde e Andrei Fieraru, bă, gameș? Pădurarul Vasile. Aha, aici cred că e fierăria, de aici ar trebui să fie... Ah, fierăria lui Andrei. Salut, domnule Andrei. Ce avem aici? Un fishing rod. Oh, două etaje, ești nebun. Hai, salut, Andrei. Adu-mi un pește, nu contează de care, nu-l prăji. Pune-l în hapărul de lângă furnale. Mie îmi place să mănânc așa... crud, pentru că sunt un sălbatic. Bun. Hai să-i pescuim. Unde-i pescuim? În lava aici? Ah, cred că aici, of course. Ia să vedem. Am văzut o ascunzătoare secretă. Ia să vedem. Prindem un pește, oameni buni. Scrieți în comentarii dacă prinde un pește colpir aici, într-un bloc de apă. Este o adevărată nebunie aici, în Minecraft-ul ăsta. Haide, bă! Sper că ați luat mapa de la episodul 100, oameni buni, la Survival Colpier. Sper că v-a plăcut, sper că v-ați jucat pe ea. Cheștile! Cheștile meu! Nu vreau să vă uit acolo, n-am voie. Bun, în hapăr, nu? Așa, ăsta am mers, du-te la biserică. Gata și eu, mă duc să fac o cruce de două ori. Biserică... ortodox, catolici, ambele. Cum vine asta? Bun, mă rog. Și ce e aici? Ce fac la biserica asta? Biblie. Nu. Carte antidemoni. Testamentul nou, testamentul vechi. Și aici, carte... ce? Deposedare. Ok. What? Mă gândeam că e ascunzătoare, nu știu de ce, ești nebun la cap. Ok, bun, am înțeles. Păcat că se văd astea, n-ar trebui, dar mă rog. Domnul preot, stai să rămână domnul preot, ia să vedem. Bună ziua, tinere, să te binecuvânteze Dumnezeu, adun Biblia de sus, te rog. Eu sunt prea bătrân să mă mai pot duce după ea. Dacă mă ajuți, o să-i cer lui Dumnezeu să te ierte că ai cumpărat marijuana așa și jefuită o bancă. Amintiți, oameni buni, dacă nu înțelegeți chestia asta, uitați-vă la ultimul episod de la quest-ul Colpir 2. Super tare. Ok, bun. Ce? Tu nu crezi că știu? Știu tot cu ajutorul YouTube-ului. Păi sunt abonat la tine. Doamne miluiește, apoi pune-o în chest, ok. De ce domnul preot este abonat la Colpir? Yes, boy! De asta avem 50.000 de abonați. Hâț! Bun. Deci au zis Biblie, nu? Dacă nu mă înșel. Bună ziua, tinere! Bă, trebuia să zici bună ziua, fiule, că așa vorbesc ăștia. Adun Biblia de sus. Bine. Testamentul vechi. Bă, unde-i Biblia? Mamă, câte chestii are aici. Bine. Luăm Biblia. Și o dăm domnului preot. Dar unde trebuie să o las? Stai, man, că n-am înțeles. Unde trebuie să o las? Apoi pune un chest. Ce? Ăsta, da, corect. Du-te la pădurarul Vasile. Imediat mergem la pădurarul Vasile.
Să vedem ce facem. Mamă, dar ce copaci, frate. Pe mine mă distrag copaci. Ce-i cu casa asta de nestemusă? What is this? Am înțeles că trebuie să adaugi detalii, dar totuși. Mă rog, hai să vedem. Ei, Vasile, what's going on, Vasile? Mamă, ce pat are ăsta, are pat matrimonial. Aduce toate gagicile din sat. Ia să vedem ce vrea. Salut, Colpir, te rog, adun și mie o apă de la Fanta. De la Fanta? Fântână, cred că voia să zică. Sunt foarte obosit, mă duc și eu. Foarte obosit să mă duc eu și în plus am 55 de ani. Ok. Îmi plac răspunsurile mele. Răspunsurile mele din această poveste sunt foarte simple. Ok, ok, fac aia. Și eu fac aia. Da, fac aia. Fuck it. Hai să vedem ce e aici, oameni buni. Ah, nu-i nimica. Wow. Wow, Dennis, tămâns. Wow. Mă așteptam să fie ceva. Bun, mergem aici. Și unde nu să mai... Na, apa. Așa, după zice mai departe. Du-te la Nicu. Nicu a fost și în primele două hărți cu quest-uri. Bine, hai să-l căutăm pe Nicu, oameni buni. Parcă Andrei Fieraru era... Nu, era Andrei Nubu, frate. Mai țineți minte din episodul anterior? Era Andrei Nubu, care avea o casă nasoală rău. Dar mă rog. Și Nicu... Stai să mă uit la el. Nu-i cumva Nicu ăla care... Care a fost jefuit, care era un om acolo, care zicea că l-o moară dacă nu fac aia. Mă rog, hai să vedem. Craftează-mi niște pantaloni de fier. Dar de fier? Ca țigane. Ah, nu, de fier ca țigane. Ok. Mhm. Ok, bun. Hai să-i craftăm. Dar m-am pus pe adventure, fii atent. A, bă, nu m-am pus pe survival, bun. Așa. De data asta nu mai facem niciun mistake, oameni buni. De data asta rezolvăm ca lumea. Deci eu zis pantalon de fier. Bă, gamiaș, bun. Deci hai să verificăm în primul rând dacă are crafting table aici. Are crafting table, are și furnal, deci nu trebuie să ne complicăm. Facem direct două bețe. Patru bețe, voiam să zic. După mai luăm de astea și craftăm un pickaxe. Un pickaxe, sper că v-ați uitat și la videoclipul cu My girlfriend does my voiceover. Asta a fost postat miercuri, dacă nu mă înșel, bă. Foarte tare videoclipul ăla, cel puțin pentru mine a fost. Acum nu știu dacă v-a plăcut vouă, eu habar n-am că eu filmez înainte. Și Doamne ajută să vă fi plăcut. Da. Bun, deci avem nevoie de 3 4 5 6 și 7. Sub acest bloc vei găsi o comoară. Ia să vedem. Oh. Trollface, apasă F5 cu el în mână. What the hell is this? Apasă F5 cu el în mână. Oh my god! What the fuck is this, guys? What? What? Ce tare! Cum? Chiar... Oh, ce tare! Hai să jucăm așa, bun. Ok. Ah, dar după nu se mai vede. Ah, ce cacat. Bun, hai să luăm niște... coală. Coală de asta foarte fain, foarte fain. Coală. Așa. Mai luăm unul, păi, mai luăm, frate, luăm tot. Domnul Nicu, ce mai îți face bunicu? Ia apasă F5 cu el în mână. Bun, gata. A fost amuzant cât a fost, dar hai să plecăm. Hai, facem și noi alea, să-i facem pantaloni și să plecăm o dată de aici. Să vedem ce quest-uri ne mai dă domnul acesta. Bun. Acolo cred că este sfârșitul, dar să vedem dacă ajungem la sfârșit acum. E foarte bună întrebarea. Mai bem o gură de cafea cât mai stăm aici. Și dacă nu v-ați uitat la videoclipul cu iubita mea care îmi face voiceover-ul la ce fac eu în Minecraft, vă recomand să vă uitați, că e foarte calmea. Vorbește foarte încet, din păcate, draga mea iubită. M-am chinuit foarte mult să o fac să înțeleagă că trebuie să vorbească cu microfonul ăla. Trebuie să țipe la microfonul ăla. Parcă era rușine, nu știu ce naiba. Mă rog, e complication tare dacă... Și după i-am arătat cum au fost primele mele episoade din Minecraft. Și
sunt foarte asemănătoare cu ce vorbește ea acum, adică gen tot așa de încet și toate alea, știi? That's funny. Bun, facem pantalonii de fier. Fer. Punem aici și hai să vedem. Questul, du-te la cortul cu command blocul și apasă pe buton. Dar mai întâi explorează mapa, dacă ai făcut-o deja, poți să mergi la cort. Bine, hai să vedem ce mai are mapa asta. Dar de fapt, hai că ne uităm după în spectator, ca să putem să zburăm și toate alea, ok? Bun, hai să vedem ce se întâmplă aici. Deci aici se termină de obicei mapa, așa se întâmplă tot timpul și sunt curios ce se întâmplă, ia să vedem. M-a spawnat undeva aici. Bravo, ai terminat! Nota? Bă, parcă mi-a plăcut mai mult mapa precedentă, dar și asta a fost ca lumea, pentru că a fost într-o lume overworld, știi ce zic? Adică foarte ca lumea, nu este pe super flat, îți dă o atmosferă, chiar este un quest, este ceva interesant, o poveste. Și mi-a plăcut, așa că o să-i dau nota 9,5, dar știu că pot mai multe, domnule Denis Tămăsă. Și mai departe, mai vrei mape de la mine? Știu că da, dar tot te întreb. Normal că mai vreau, frate, deci chiar îmi place ce face aici, îmi place. Citește, spectator. Ia să vedem ce zice aici. Bravo, ai terminat quest-ul Colpir 4 sau aventurile lui Colpir 3. Asta e ce? Coming soon. A, deci vine quest-ul Colpir 4... Ok, nu înțeleg ce vrea să zic aici, dar o să vină, așa? Această mapă am terminat-o mai repede, deoarece aceasta ar fi trebuit să fie quest-ul lui Colpir 1. Așa că am editat-o puțin de la pagina 50. Ah, ok, deci asta trebuia să fie quest-ul lui Colpir 1, am înțeles, oameni buni, are sens acum. Imediat dăm așa. I am Batman, I am Superman, I am Trollman, I am Bossman, he protect, he attack, but importantly, he is Colpirac. Oh, de din știe că sunt rac. Ok. Știa că sunt rac. Oh my god. Probabil am zis cândva pe un live. Bun, e o glumă. Ok, văd un pod. Pe podul ăsta n-am mers. Hai să explorăm mapa, frate. Dacă tot o zi să o explorăm. What the hell? Unde ne duce? Ok. Sunt foarte curios unde ne duce. Sper să nu fie troll. Uite, dacă făceam asta în survival, nu se mai termina episodul niciodată. What? Da, văd că nu-i nimica. Ah, bă, da, uite, au pus aici niște frunze. Interesting. Au mai adăugat el niște detalii. Ok, nu știu, cred că voia să facă ceva aici, dar s-o răzgândit, cel mai probabil. Și acum, oameni buni, hai să mai explorăm, să mai vedem ce a făcut nenea Denis Tămăsă și nu uitați să lăsați un like și să vorbiți cu el prin comentarii, el vă citește comentariile din câte am înțeles, vă mai răspunde, am văzut, ceea ce e foarte drăguț, lăsați și voi comentarii pozitive și, da, omul oricum cred că o să mai îmi facă niște... mape de genul acesta. Mie îmi plac mapele astea, să-mi bat piciorul. Știu că mulți îmi trimiteți. Acum să vă zic și chestia asta. Știu că mulți dintre voi îmi trimiteți mape și vreți să vă fac și mapele voastre, dar asta nu înseamnă că eu am început iarăși să vă iau tuturor mapele și să le fac. Înțelegeți? Pur și simplu îl cunosc pe Denis Tămăsă. Mi-a făcut destul de multe mape și știu că face mape ca lumea. Dar pe vremuri când aveam seria respectivă cu... Bă, dar îmi place că au făcut detalii. Păi, e mult mai drăguț decât un sat simplu, foarte frumos. Pe vremuri când aveam seria de mapele abonaților și jucam toate mapele abonaților, dădeam peste foarte multe mape basic, nasoale și nu prea-mi plăceau toate, știi? Erau multe bune, nu? Don't get me wrong. But, da, ui, ăsta e șmecher, frate, un turn de ăsta așa, mișto. Bun, și acum îl știu pe Denis Tămăsă pentru că mi-a făcut atunci, mi-a plăcut și l-am ținut minte, știi? Și dacă l-am ținut minte, când mi-a mai trimis mie mapa, am zis că, bă, hai frate, hai să mai încerc. Dacă tot n-am ce face astăzi, hai să încerc mapa lui, că e posibil să fie bună. Și da, de fiecare dată a fost bună și a mers foarte bine și la public, v-a plăcut și vouă. Și asta contează. Bine, poate o să mai încerc mape de la abonați, de la voi, dar vom vedea. Așa că, oameni buni, vă mulțumesc din nou foarte mult că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și ne vedem data viitoare cu un nou episod de Planet Coaster. Mâine, cred. Stai, ce e azi? Vineri? I don't know, nu știu, cred că avem câșupă.
Atunci. Nu mai știu, frate. Habar n-am. Am pierdut fusul orar. Ce? Nu știu. Hai, pa, gata. Noțiunea timpului, voiam să zic. Handicapat mai ești colpier.